cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua pregătită mai devreme. Am făcut și promo și atunci tot cu cafeaua eram. Trebuie să recunosc că în perioada asta începe să devină din ce în ce mai ușor să faci emisiuni, pe de o parte, pe de altă parte e tot mai greu. De ce? Îți faci un set de întrebări cu care vii și le pui așa și le adresezi celor care vin. Cam asemănătoare întrebările. Asta e partea ușoară. Partea grea este că trebuie să te descurci cu tot felul de oameni care unii au experiență în politică, alții nu au. Cei care nu au, cred că totul este o carte deschisă, totul este alb sau negru și vin și îți plasează lucrurile astea, numai cum spun eu sau cum spune șeful de partid, evident. Astăzi continuăm emisiunile cu, eu spun candidați, acum ar fi corect să spun posibil candidat la primăria municipiului Piatra Neamț. Ieri a fost Adrian Niță de la PSD, prefect în funcție și nominalizat pentru funcție. Astăzi a acceptat invitația și a venit foarte de dimineață, Vasile Panaite. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salut, vă mulțumesc pentru invitație. Salut pe această cale și toți telespectatorii dumneavoastră și ai noștri în cazul de față. Matinal sunt, după cum vă povesteam, în 7 zile din 7. Mă trezesc dimineața la 5 și un pic. Undeva pe la 8 deja sunt cu ce înseamnă antrenament, plimbare prin oraș, luarea contactului cu realitatea și pregătit de o zi nouă. Deci, Vasile Panaite. Eu am spus la promo, fost prefect, posibil candidat. Asta cu fost prefect, e clar, nu pot să greșesc. Posibil candidat pot să greșesc? Nu, sigur nu greșiți. Nu greșesc, nu? Posibil prefect, n-aveați cum să greșiți. Posibil primar, n-aveați cum să greșiți. Posibil secretar de sat, n-aveați cum să greșiți. A. Și fără falsă modestie astăzi, că vorbim și ieri dimineață și cafeaua la noastră a fost una dintre cele mai bune, și fără falsă modestie, cred că sunt unul dintre puținii locuitori ai județului Neamț care poate să îmbine cele trei calificări, să spunem așa. Adică am reprezentat administrația publică locală aproximativ 4 mandate la Comuna Dragomirești și ca primar. Am fost prefect și știm foarte bine și poate fi verificat acest lucru cu performanțe pe indicatorii ministerului dintre cele mai notabile în cariera unui prefect de Neamț. Și în aceeași măsură pot să spun că am fost și secretar de stat circa 10 luni de zile, perioada în care mi-am făcut cu datoria de reprezentant al județului Neamț, zic eu cu cinste. Înainte, o să discutăm despre fiecare Absolut. Perioadă a vieții Absolut. Dumneavoastră administrative și politice, dar înainte sunt obligat să vă întreb ce l-am întrebat și pe domnul Niță ieri și uite, promit că o să-l întreb și pe domnul Carabelea joi, același lucru. Dumneavoastră, de la cine vă revendicați, domnul Panaite? De la Gheorghe Ștefan sau de la Ionel Arsene? Cred că o să devină asta o întrebare șablon. Accept cu drag această întrebare. Pot începe răspunsul dumneavoastră prin faptul că din totdeauna, de când candidez, de când sunt un om politic și public, sunt un om dintre oameni, revendic parcursul meu și este adevărat. Am început ca și primar, unul dintre puținii, adică unul din cei trei primari care au ieșit pe listele PUR în 2004. Eu, Partidul Umanist Nis Român, da. Aveam 30 de ani, toate celelalte partide erau ocupate, partidele mari istorice, am hotărât să candidez și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să fiu primar din partea PUR-ului. La câțiva ani, cred, ulterior a apărut formațiunea numită PLD. În Piatra Neamț era gestionată de Gheorghe Ștefan. În perioada respectivă, știți foarte bine, atât Gheorghe Ștefan cât și PDL ulterior a fost un brand. Am fost în echipa respectivă ani de zile până în momentul în care Ordonanța 50 mi-a permis să devin independent în anul 2015.
În 2016 am fost primar ales la Comuna Dragomirești din partea Partidului Social Democrat, pentru ca ulterior să mi se propună funcția de prefect al județului Neamț, susținut funcție la momentul respectiv, n-are rău să ne ascundem, erai un alt funcționar public, dar erai, erai susținerea unui partid, da, absolut. Ce să... Asta a fost una din marile prefăcătorii, dacă mă întrebați, da, adică un om pe care... El, ca și definiție prefectul, este reprezentantul guvernului în teritoriu. Ești reprezentantul guvernului în teritoriu, dar tu ești un alt funcționar public. Asta a fost, ăsta sunt. Da. Cum s-a produs trecerea la PSD? Trecerea la PSD, v-am spus, a venit din ideea de... Eu eram independent. Eram doi primari independență în tot județul Neamț. Dragomireștiu și Romanul. Noi am uzat de acea, să spunem, ordonanță 50 în care ni se permitea să alegem între a rămâne, a trece la alt partid sau a rămâne independent. Și noi am rămas independenți. Știm foarte bine că guvernul îți asigură finanțările și cofinanțările pe anumite proiecte. Atunci era foarte clar și cert în aceeași măsură, a fi într-o echipă fără nume, ești nimeni. Și am acusat la această variantă de propunere și am fost primar PSD, ulterior prefect PSD. Bun, haideți să vedem acum. Ați exprimat public intenția de a candida la Piatra Nea. Ce din cariera dumneavoastră, vă ajută în această candidatură? Cele mandatele de la Dragomirești vă ajută la Piatra Nea? Facem din nou o mică paralelă. Duminica trecută am fost la biserică la Dragomirești. Sunt plecat din funcție la Dragomirești de 7 ani. Deci intrați în biserică, nu? În mod constant și în fiecare duminică intru. Ca să lămurim asta. Lămurit-o și înainte și după și în timpul emisiunii. Am fost la biserică și oamenii au venit și m-au strâns în brațe. Ai fi putut? Dacă ești în funcție, poți să-i acuzi de o anumită prefecătorie. N-a fost cazul. A fost o iubire și o dragoste necondiționată, să spunem așa, între mine și oameni. Și pot să spun cu justificată eleganță că Vasile Panaita a fost unul dintre cei care au dus Dragomireștiu în alte sintagme și în alte definiții. De ce? În momentul în care am intrat primar, undeva prin anul 2004, a fost un colegiu prefectural sau ceva de genul ăsta și am fost invitați. Când am ajuns acolo, erau două doamne care făceau prezența. Și au întrebat de unde sunteți. Eu aveam 30 și un pic de ani, eram cel mai tânăr primar din județul Neamț, ba mai mult am fost două mandate cel mai tânăr primar din județul Neamț. Și când am ajuns acolo, întreabă de unde sunteți, din Dragomirești. S-a uitat ușor nedumerite una la cealaltă, cumva de genul, băi, există și comuna asta? Și atunci în mintea mea mi-am zis pentru prima dată, băi, o să auziți despre Dragomirești. Și cred că s-a auzit despre Dragomirești, nu la nivel doar de cancan și de... poveste, ci mai ales prin faptul că mi-am dorit foarte mult ca Dragomirești să schimbe fața. Și nu o spun acum ca și campanie electorală, Dragomirești chiar și-a schimbat fața. Am avut cele mai mari investiții pe cap de locuitor din Moldova și locul pe teatru pe țară. Ne raportăm la un nucleu și un filon foarte mic de populație. Adică în momentul ăsta, cu drept de vot, sunt unde care vin la vot. Haideți să nu ne uităm pe liste, pentru că e o păcăleală. Dar ce vine real la vot, acum sunt undeva până într-o 1000 de persoane. Iar într-un singur an, Dragomireștiu, am reușit să modernizez 28 de kilometri de drumuri. Iar când vorbesc de modernizare, am plecat de la unele zone unde erau drumuri de pământ. Nu toate, erau inclusiv drumuri de pământ. Se circulă excepțional de bine și acum pe ele. Cu șanțuri betonate, cu modernizări, cu terasamente. Ba mai mult, la unul din proiecte, se numește Drumul Păcii. De ce? Să vă spun și de ce, o întreagă poveste și acolo. Drumul respectiv nu a existat. Era o tarla compactă și datorită faptului că în satul respectiv, în Hlăpești, erau destul de mulți oameni care alegeau să rămână în continuare în satul respectiv. Și a zis, băi, ok, pe aici facem un drum și împroprietărim. Și au împroprietărit pe fiecare cum era cota respectivă, nu știu exact, 1000 de metri, 2000 de metri. Asta e o altă poveste de ce vă... s-a numit Drumul Păcii. Dar vreau să vă spun că ulterior, Drumul Păcii, dacă nu aveam, zic eu, ușoară abilitate de a găsi o soluție, se putea transforma într-un drum al războiului. De ce? Pentru că au fost câștigate vreo 3-4 hotărâși de cătorești de punere în posesie pe cealaltă amplasament. Vă dați seama că ce ar fi însemnat să strămuți după 30-40 de ani, 50-60-70 de gospodării pentru a face loc unui singur proprietar. Aici se bătea cumva latura subiectivă și latura obiectivă a unei hotărâși de cătorești.
Și a trebuit să găsesc o cale de mijloc cu respectivul proprietar. Am mers, am măsurat și am explicat omenește și a înțeles după ani de zile și ulterior a fost în proprietăți în altă poziție. Revenind la investițiile de bază, pe drumul acela al păcii, ne-am trezit la un dat pe un, apropo, primul gal pe Neamț s-a numit Gal Dragomirești. Gal Dragomirești. Și acel gal Dragomirești a prins, toată lumea a luat la momentul respectiv utilaje. Utilaje, 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 utilaje. Am zis, domnule, hai că un utilaj îl poți lua repede și într-un leasing. Dar ușoarele dezvoltări și reabilitări pe zonă le faci mai greu. Și atunci am făcut un drum, am văzut pentru prima dată, domnul Bălănescu, am fost relativ pionier. La 31 de ani, în 2005, am fost prima comună din județul Neamț care a făcut prima investiție pe 577, vestita ordonanță, care ulterior a îmbrăcat-o toți, dar am fost primi. Și cum? Vă rog să vă imaginați, aveam 31 de ani. În afară de unei voințe și a unei determinări de muncă, nu aveam experiența construirii de drumuri și a reabilitărilor. Nu prea se făcuseră. Am zis, ce fac? Trebuie să externalizez niște servicii pentru că nu mă pricep. Și atunci am fost la domnul profesor Boboc, șeful de catedră de la Iași. Am stat 3 zile, nu consecutive, ci cu spații între ele în care am reușit să-l conving să fie consultant. Vă spun asumat, pe acel drum se circulă impecabil și acum, din 2005. Impecabil. De ce? Pentru că n-am făcut niciun rabat. Vreau să vă imaginați cum arăta în mintea mea un drum turnat foarte bine și apăreau carote aici colo de testare. Eram siderat. Ce face domnul profesor? De fapt îmi lua carote pentru a verifica calitatea stratului de asfalt și a fost o măsură destul de bună. Ulterior le-au chituit, au venit cu da, stratul bine, de cum uzură. Se face, da. Cum se făcea. Cum se făcea. Că nu se N-am făcut rabat absolut deloc la tot ce a însemnat proiecte în Dragomești. Absolut deloc. Vreau să vă spun cu mândrie că suntem una dintre puține localități cu after school. Dar after school de foarte mulți ani, de circa 12 ani, perioada în care acel after school nici în orașe mari nu sunt administrate de primărie. Au apărut între timp after school cu regim privat, dar acolo nu. Pentru că Dragomești în continuare este o comună mai puține posibilități economice. Am reușit și nu vă ascund, treceți. Toată lumea trece pe DG208, care merge spre Hanul Ancuței. Se vede la ieșire din Dragomirești o investiție mare. Vreau să vă spun că am fost artizanul și doritorul și dorința mea a fost din momentul în care am accesat această informație și am ajuns la ea. A fost acel accident, dacă vă amintiți, cu corpul de la Roman și cu cel de la Războieni. Și a fost o întreagă discuție la nivel de Consiliul Județean. Voiau să-l amplaseze, ba la Negrești, ba la Horia. A trebuit săptămâni în șir. E vorba de acel complex. Complex. Au trebuit săptămâni întreg să-i conving că acolo a fost cea mai bună soluție. Și a fost cea mai bună soluție. Iar acel complex eu l-am gândit în modul integrat. În ce sens? Acel complex de acolo, dacă o să ne uităm și se poate verifica, am pus la dispoziție inclusiv pentru o stație de triaj. În momentul în care eram prefect, aprobasem inclusiv o grupă de ISU, de smurd. De ce? Pentru că sunt foarte multe comune de jur împrejur care pot fi deservite. În ce sens? Omul vine cu o mai urgență. Mai repede decât să vină da, din unitatea. Dar poate fi o urgență care o rezolvi și nu blochezi un flux de UPU care este absolut necesar. Îl rezolvi local. Sau se intervine foarte repede. Știm foarte bine că timpul de răspuns este unul excepțional la UPU. De unde știu, sunt și voluntar UPU. Din aceeași măsură am fost întrebat când am ajuns acolo prefect. A fost perioada în care au fost foarte multe avansări când eram prefect și când am ajuns acolo, lumea a fost ușor așa reținută și am zis, oameni buni, am venit aici să văd cum se vede viața și prin ochii celor care intervin. Și în timp ce povesteam cu unii dintre ei că facem așa, se schimbă instant, se transfigurează când apare urgență. Stăteam de vorbă și când s-a dat alarma, în maxim un minut oamenii au fost schimbați cu mașinile plecate, dar nu-i mai recunoșteau, erau total conectați la eveniment. Bravo lor, pentru asta am scos pălăria. În orice moment al zilei, din momentul ăla, chiar dacă ei nu mă știu, chiar dacă sunt într-o mașină, de câte ori îi văd pe stradă, în județ, în oraș, îi salut. Unii dintre ei știu, alții nu știu, dar îi salut cu respectul unui om care știu ce fac acei oameni. Bun, revenim la ale noastre. La ale noastre. Deci activitatea de la Dragomirești văzută pentru că ați învățat cum se face un drum, cum se face un proiect, cum se și o administrație bună. Și o administrație. Cea de prefect vă ajută că știți mecanismul. Mecanismul la nivel teritorial. Așa. Ați fost secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Departament APE.
Am gestionat foarte, foarte multe. Fac aici o poveste și iertați-mă că vă întrerup. În Nicio ziua în care, în problemă. ziua în care am ajuns la minister, plecase, duminică m-am hotărât să plec. Adică m-am hotărât, trebuia să plec duminică, undeva pe la prânz am făcut o colică renală. Cruntă. Cruntă. Mă gândeam, domnule, cum plec? Am plecat cu durerile respective, am ajuns undeva pe la Aziud, mi-am luat un calmant care m-a lăsat în pace să conduc până la București, undeva pe la miezul nopții m-a luat din nou. Am zis, băi, nu iau. Hai să iau la prima oră dimineață pentru a fi apt pe ziua de lucru. Dimineața nu m-a mai durut, am ajuns și era ministru plin, era domnul actual, și actual ministru, domnul Fechet. Mă știam cu dânsul să spunem telefonic pentru că a prestat și în Piatra Neamț, a fost auditor la Curtea de Conturi. Și l-am sunat anterior, zic că ajung și eu, zice bine, te aștept. Două lucruri diferite între cei doi miniștri cu care am lucrat eu. Domnul actual ministru făcea tot ce înseamnă ședințe luni dimineața, domnul Tanțoș făcea ședințele seara, lunea. Erau două lucruri diferite cu secretarii de stat. Când am ajuns, prezentări, activitate și când ieșeam pe ușă să mă duc spre birou care mi-era repartizat în altă locație, îi spune la șefa de birou, te rog frumos, dă și dosarul Petrom. Nu-mi spunea nimic. Petrom, adică. Dosarul Petrom, era dosarul Petrom. Eu, în buna mea credință, să spun așa, am zis, domnule, dosarul Petrom. Dosarul Petrom, cine știe ce o fi? Acolo am cunoscut, peste tot se vorbește despre Roșia Montană în ultima perioadă, corect? Acolo am cunoscut o doamnă, director, se numește Doina Mocanu. Această doamnă, Doina Mocanu, pentru că lucrul gros și masiv le fac eșaloanele 2 și 3. Niciodată nu m-am gândit că N-ai cum. ministrul Nu, nu ai face. cum. Deci ei sunt de un profesionalism, parte din ei, dar grosul părții, sunt de un profesionalism maxim. Și aici fac o nouă pare și ajung la Doina Mocanu. Când am ajuns prima dată, l-am întrebat pe șoferul care mi-a fost repartizat, Răzvan, îl întreb după vreo lună de zile, domnule, care e cel mai bun om din ministerul ăsta care al apelor? Ce domnule, cel mai bun e Georgică Constantin. Un domn bonom, așa? Mă prietenesc cu el și îl întreb, care e calitatea numărul 1? Ce are o grămadă de calități, doar că una din calitățile lui este că știe toată rețeaua hidrografică a României în minte. Și l-am verificat prima dată când m-am întâlnit cu el, nu l-am întrebat despre Cuiești, că dacă l întrebam despre Cuiești, probabil puteam să-l acuz de Vă o... răspundea podul de peste Cuiești. Da, putea să-mi răspundă și asta, dar l-aș fi putut, cum să vă zic, să-l suspicionez de ușoară informare anterioară pentru... Nu era cazul. Timpul a demonstrat că chiar era un profesionist. Revin la Doina Mocanu. Doina Mocanu a fost cea care a preluat cu vârf și îndesat ideea de Roșia Montană și a reprezentat România inclusiv la Curtea de Arbitraj. Primul termen s-a judecat la Curtea de Arbitraj de la New York. La New York, respectiva doamnă a fost cea care a reprezentat cu brio. Bun. Doina Mocanu. Doina Mocanu, director, se poate verifica și acum este. O doamnă la prima vedere extrem de ațoasă. Eu am avut primul contact. Bineînțeles, am primit dosarul Petrom. Ce se întâmpla în acest dosar Petrom? Au fost mai multe elemente, mai multe tranșe. De fapt, în contractul de privatizare a fost un element, se numea element cauzator de mediu. Nu spune mare lucru. De fapt, a fost o găselniță a celor de la OMV în care orice sursă pe care o ei extrageau la maxim o sondă, curățau terenul și respectiva zonă și spuneau dați-mi bani. În prima tranșă se adunase undeva 200 și ceva de milioane de euro. Păi stați o secundă ca să înțeleg eu foarte bine, să înțeleagă și lumea. Fac paralela. Adică eu vin, extrag, Da. prelucrez, vând, Fac fac profit, îl profit, externalizez. îl externalizez, după care Da. angajez niște oameni cu o Da. firmă, vine, face curat, îl plătesc pe ăla și până mă duc cu decontul la stat. Bineînțeles. Bun. Au fost, a fost o Și primă. decontul ăsta nu era mai mare decât producția? Nu că era mai mare decât producția noastră, era interesant. De multe ori, de contul ăsta, dacă te uitai pe cota de redevență pe care o plătea, se Depășea apropia. lejer Nu, se sau se apropia apropia. de ea. Adică, bun. Și convoc acel comitet Petrom să mă lămuresc și eu. Au venit la un dat 21 de persoane, neînțelegându-se nimeni cu nimeni. De ce neînțelegându-se nimeni cu nimeni? Pentru că exista o tranșă de plată obținută imediat ca și necesitate, deci vă spun imperativ, cu hotărâre judecătorească definitivă la Curtea de Arbitraj de la Paris.
pe acest Petrom. Erau 200 și ceva de milioane, cu majorări s-a ducea la 300 și ceva de milioane de euro. Zic, ce se întâmplă? Care e bugetul? M-am dus imediat să mă interesez cam care ar fi bugetul total al ministerului. Nu reușea să acopere. Deci nu reușea. Zic, băi, atunci o problemă de stat, mergeți la Secretariatul General al Guvernului, prezentați-o în ședință de guvern, pentru că este o problemă. Următoarea venea așa, era o altă tranșă pe care o identificase OMV-ul și o băgase din nou în curtea de arbitraj. Și atunci întreb pe doamna Doina Mocanu, zic, doamnă, cine e cel mai bun avocat? Pentru că aici apărea o inadvertență. În ce sens? Exista un grup de juriști și de directori juridici în cadrul ministerului, dar nu erau pe arbitraj specializați. Și am zis, cine e cel mai bun în România? Și în momentul respectiv a zis, Casa de Avocatură Leau. Leau? Leau. Leau. Da. Leaua. 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 În momentul respectiv zic, ok, vreau un contact. La cabinet, imediat mi-a făcut și a zis, doamnă, vă rog din suflet, vreau să facem o primă întâlnire. Era și cumva contra cronometru. Exista posibilitatea blocării conturilor a ministerului. Dar mai în aceeași măsură, venind din practică, din practica administrativă și de la Dragomire și de la prefect, știam că mai putem să o mai lungim cumva. Ba și mai mult am reușit prin această casă de avocatură chiar să diminuăm la zero tot ce înseamnă majoră și penalitate. Așa a ajuns doamna Leaua sau casa de avocatură în zona ministerului? A fost unul din segmente. Nu. A fost unul din segmentele în care am fost cel care am susținut, să spun așa, cu nu puteam să iau eu decizia asta. Nu, da. Dar faptul că s-a creat contactul. Ei avuseseră anterior încă o altă colaborare pe partea de Roșia Montană, dar sistată. De ce? Pentru că venea curtea de conturi și spunea în felul următor: aveți un oficiu juridic, de ce ați angajat casa de avocatură? Imputăm toate sumele de consultanță. Și atunci m-am dus la această casă de avocatură și am zis, pe acest dosar mi-l asum, pe acest termen mi-l asum, spuneți-mi cât mă costă, cât costă, nu pe mine, pe minister, partea de reprezentare și comisionul de reușită, de a obține dosarul, de a obține o soluție favorabilă. În faza asta m-am implicat eu, am reușit să fac acest contact, am făcut 2-3 preîntâlniri la nivel de cabinet ministerial, ulterior eu am fost demis și acum observ cu satisfacție, e funcție politică, așa vii, așa pleci. Am observat cu satisfacție că au fost recunoscute calitățile doamna care poartă și numele, care este de fapt vicepreședintele Comisiei de Arbitraj din Paris. Și atunci am zis că nimeni nu știe mai bine decât acolo. S-a părea că a fost o decizie înțeleaptă și inspirată în aceeași măsură. Bun. Atunci, dacă tot ați amintit de Roșia Montana, de domnul Fechet, nu? Da, domnul Fechet. Domnul, da. Fechet. Haideți să începem emisiunea cu posibilul candidat la primăria Piatra Neamț. Eu am o problemă la Piatra Neamț. Da, să aveți mai multe, dar eu am una care mă seacă. Eu nu am o problemă ca și candidat. Nu. Deci, eu am o problemă. Ca locuitor al orașului, ați fost la mediu, poate mi-a explicat și mie de ce se închide un depozit care nu este plin la Piatra Neamț. Și cine sunt responsabili? Corect. Eu am transmis o scrisoare deschisă, n-am primit niciun fel de răspuns, pentru că este deranjant pentru politicieni să explice de ce se închide de un ce depozit? Se închide ministru, ca să fac o paranteză, l-am întrebat în direct, în conferință de presă. El a fost extrem de mirat. Dacă a jucat mirarea, e un actor bun. Dacă n-a jucat-o, e un ministru mai puțin bun, pentru că nu era informat, nu de altceva. Și asta așa, dom'le, eu știu că depozitele astea, de obicei, problema este că se încarcă prea mult în ele. Nu că nu se încarcă. Și n-am mai auzit niciodată așa ceva. Eu știu, și mă scuzați că insist, pentru că noi plătim mai mulți bani de la Piatra Neamț, cu mult mai mulți bani decât trebuia să plătim, mai ales firmele, acelea care sunt atât de protejate de stabilitatea guvernamentală românească de acum, încât plătesc impozite mai mari, plătesc, iată, taxă de gunoi imensă, imensă, a crescut prețul de 3 ori. Și vă întreb pe dumneavoastră, ați fost acolo, spuneți-mi și mie, care e povestea? Nu pot decât să vă
o să vă certific că nu este cazul, trăim zi de zi mărirea asta de prețuri. Am fost la un magazin, eu am un periplu prin tot ce înseamnă inițiativă privată în Piatra Neamț, inițiativă locală privată. Și am ajuns într-un magazin de rochii de mireasă. Și doamna respectivă mi-a spus în felul următor: domnule, vă puteți imagina vreunul dintre noastră că eu pot vinde o rochie de mireasă fără cutie? Nu, ok. Zice, total gunoi al meu este undeva în jur de o sacoșă pe lună. Am putut înțelege la un 60 de lei, dar să-mi ajung la 300 de lei instant. 300 noapte, și. 300 și. Asta era povestea. Zice, pentru o sacoșă de gunoi, o duc acasă, frate. Și dau foc. Și dau foc în câmp pentru că e o sacoșă de relative hârtii. Bun, revenind. În cadrul unui minister sunt mai multe direcții, departamente. Aici, de asta pot să vă spun că sunt amândouă posibilități pe care le-ați exprimat noastră, posibil reale. Adică să fie surprins de faptul că această entitate, această enclavă, această unitate de colectare, care știm foarte bine că a fost înființată cum? Prin bani europeni, da? Una din condițiile în și care... Și niște condiții draconice, contractuale. Una din condiții a fost ca aceasta să fie funcțională și să colecteze pe tot arealul, corect? Orice înseamnă un buget și o viziune asupra banilor europeni este un cumul de indicatori tehnico-economici care ei trebuie aduși de la momentul asumării până la momentul implementării. Ba mai mult, și există după. Și o perioadă de monitorizare. Absolut, absolut. Bun. În perioada în care eram prefect, am avut mai multe întâlniri cu Bratnerul. De ce? Pentru că Bratnerul totdeauna acuza diferite administrații că nu își dau partea de cofinanțare care și-au asumat-o prin acest proiect. Asta a fost una. Am pronunțat numele lor, nu are nicio importanță. E cel mic. Da. Noi avem loc. Da, special este loc. Am avut mai multe întâlniri cu domnul. Sunăm și pe domnul Ploaie, contribuie. Nu era domnul Ploaie la momentul. Dar nu contează, era altcineva. Nu mai știu cum îl cheamă, s-a mutat undeva în zona Bucureștiului. Știu pentru că în momentul ăla a renunțat la parteneriat. Din ce știu, trebuia impermeabilizată o anumită celulă de colectare, care valoric nu însemna foarte mult. Și ar trebui continua proiectul. Eu nu știu cum vor deconta din punct de vedere juridic și economic nerespectarea unor indicatori. Nu știu. Din punctul meu de vedere, cert este că s-au mărit foarte mult niște impozite și niște taxe pe populație, pe oameni, pe fiecare dintre noi. Am înțeles. Nu, adică mie mi se pare... Ușor forțat. Forțat și nu nimeni, absolut nimeni, nu pare să înțeleagă că aici vorbim despre un lucru extrem de grav. Am întrebat, domne, sau există fondul pentru închiderea acestui depozit? Când duci? Garantat ar trebui să fie. Păi, ci că există, dar numai... Nu poate fi folosit pentru nu, că nu puțin, s-au țintele. Puțin, pentru că s-au schimbat administratorii acolo. Unii n-au pus banii, Bratnerul, și au îndeplinit obligațiile. Ceilalți se pare că n-au pus banii. Și ca să închizi depozitul ăla ai nevoie de vreo 20 de milioane și nu sunt decât vreo 5 adunate. Și ăștia de unde sunt să niște dau? Bani asumați. Și ăștia de unde să dau, domnul? Da, sunt niște bani asumați la începutul și la semnarea unui contract. Domnul Bălănescu, am avut niște investiții în Dragomirești, care în momentul SF-ului, știm foarte bine, mai ales la nivelul unei comune, nu circulă repede, foarte pe repede niște lucruri. Nu ai departamente de sine stătătoare care să te ajute la implementare de proiecte, la scriere de proiecte, la avize, la toate celelalte. E un pic mai, chiar dacă noi am externalizat, nu s-au pierdut. Sunt niște ani între etape. Și avem aici experiența cu această groapă de gunoi care ea a fost făcută undeva prin anul 2005-2006, corect? Da, cred că mai chiar mai... Sau poate chiar mai devreme un pic. Nu mai țin minte exact. Prima celulă am prezis că s-a dat drumul chiar în 2004. Bun, la Dragomiriș, când am terminat de implementa niște proiecte, un racord de apă care a fost inițial evaluat de către furnizorul de energie, care nu vreau să-i pronunț numele că am avut numai meciul, să spunem așa, din creșterile de preț, noi am zis, când am făcut studiul de fezabilitate și proiectul, am zis, domnule, cât este? 50.000 de lei, 500 de milioane. Bine, domnule, pune 700 în buget. O fi mai puțin, refolosim banii în altă parte, prin echilibrare de buget. Ei, vreau să vă spun că ulterior a ajuns la 2.700.000 când am terminat noi investiția. Ne-am trezit în 2013 cu o diferență de cofinanțare de 7 miliarde la momentul respectiv în Dragomirești. Bani care însemnau
Enorm de mult. Enorm. La 1000 de locuitori. La 1000 de locuitori. Adică noi, când am intrat primar cu banii care încasam din comun, abia îmi plăteam iluminatul public. Și atât. Că ulterior am reușit să găsim soluții, să le dezvoltăm, dar asta e altă poveste. Ei, același lucru cred că trebuie urmărit și aici. Ei, trebuie să existe o continuitate în momentul în care îți asumi un proiect care e în sprijinul oamenilor necondiționat. Trebuie să-l urmărești. Iar aceste închideri de depozite e o problemă la nivel național. Eu mi-amintesc că în fiecare colegiu prefectural pe care îl aveam și printre primele care l-am avut cu domnul ministru Tanțoș, exista un domn director, Teodor, pe partea de deșeuri. Și i-a zis, domnule, câte avem neconforme în România? A zis, avem 36. Domnule, cât stau eu aici? Măcar unul la un trimestru, haide să închidem. Asta era în luna decembrie. Dânsul a luat pe 23, s-a format guvernul în 2020 pe 23 decembrie. Noi pe 24 am avut ședință. Toată lumea pregătea de sărbători, am avut ședință, e logic, îți asumi. Și a zis, domnule, nu vreau decât un singur lucru, haide să închidem inițial unul pe lună. Da. După care a zis, bă, măcar unul pe trimestru. Bineînțeles că și eu, moț pe cocoți, imediat am zis, băi, și eu sunt moldovean și eu sunt de-al meu. Care era primul pe care îl ținteam? Am zis, hai să închidem cel de la combinatul de la Bacău, care erau, vorbim de depozite mari. Și negociind la nivel de minister, așa, între cei reprezentanții teritoriali, a zis, foarte bine, hai să-l prindem și pe listă. Al câtelea l-am prins? Al treilea. Am zis, hai să-l ajutăm acolo. Câte credeți că s-au închis până am plecat eu în august? Câte? Niciunul. De fiecare dată se venea cu explicații de ce nu se poate. Vă spun aici în premieră tot ce însemna aparat din punct de vedere politic și relativ administrativ. O parte spunea, bă, oameni buni, pentru noi. Găsiți o soluție. Și de fiecare dată le se spunea, dați-ne o soluție, că, ca aparat tehnic. Păi mai studiem, mai vedem, mai învățim. Da. Mă poate duce cu gândul la ușoare. La ușoare, ca să nu spun altfel. Interese? Acum că tot am deschis discuția, mi-asum și eu ceva. Este atâta minciună și atâta nesimțire în domeniul ăsta. Era domn ministru și am spus, domn ministru, avem una și o închidem, unul care îndeplinește condițiile, și avem două gropi de gunoi neconforme, una la Roman și una la Târgu Neamț, care funcționează, care au gunoiul acolo și trebuiau duși la Girov. Da. Trece timpul și cel care conduce garda de mediu, domnul Iftimie parcă. Nu știu, cred că tot el este. Cred că tot el este, că el este indestructibil acolo și când e în concediu conduce și când pleacă și când așa. Într-o ședință de ăsta, colegiu prefectural, domnule, zice, avem o problemă. Zice, avem o problemă. Noi, zice, am făcut tot ce-o ținut de mușchii noștri, de legea noastră, am dat amenzi, așa, așa. Și da, vă dați seama, acum săracii ăia care au încasat bani pe gunoi, au adus gunoi din Iași, din Vaslui, din Suceava, au încasat bani și taxă de depozitare, adică de transport la Girov, acum săracii vor fi obligați să-l care la Girov și vezi. Nu asta e problema, oameni, nu asta e problema, că ea vor. Dar problema este, vă dați seama, dacă scurmăm gunoiul ăla, ce pute. Eram la prefectură. Pute la propriu, da. Nu ce pute. Metaforic. Bă, dacă pute, nu v-a puțit când ați încălcat legea și n-ați aplicat-o cum trebuia și v-ați făcut că dați în judecată și ați așteptat termene după termene. Ce conta la ea un miliard? Într-un colegiu prefectural cu mulți ani în urmă, eram prefect în 2017, pentru prima dată s-a pus problema. Dar cum s-a pus problema? Un coleg de-al dumneavoastră, ziarist, mi-a dus la cunoștință. Mă, Dumnezeu Sfânt, la Roma nu este conformă. Cum nu este conformă? Nu este conformă. Ba, prin obligația de colectare, ei, contractual, se obligau să o ducă la o groapă conformă. Nu, în contractul inițial nu spunea. Cea mai apropiată era la Girov. Am chemat pe reprezentanții de acolo și am zis, băi, oameni buni, aveți o problemă din punct de vedere juridic. Bun. Voi aveți un angajament prin care v-ați încasat, ești încasase acea taxă de transport în contract și în valoare. Și le-am zis, trebuie să găsiți o soluție. Întâmplător, am fost demis, n-am mai urmărit firul acestei probleme. Vă fac o paralelă ca să nu râdeți. La un moment dat, acest domn Giordică Constantin
Noi aveam ANAR-ul, cel de la Ministerul Mediului. Da, Agenția Națională a Apelor Române. Și împrietenindu-mă cu dânsul, că plăcerea mea este să mă prietenesc cu oameni mai inteligenți și mai deștepți decât mine, ca să am de la cine învăța, îl întreb, zic, domnule, care ar fi marea problemă a apelor române? Zic, îmi spune că, nu știi care e problema, noi n-am mai încasat valoarea apei reactualizată din 2009. Poftim? Din 2009. Zic, ce înseamnă ca anvelopă? Ca învelopă însemna undeva în jur de 200-300 de milioane de euro pe an, diferență. Se duce pe înainte un băiat de la țară, civilizat, în colegiul prefectural și îi aduc la cunoștință, domnul ministru. Domnul ministru, vă rog frumos, uitați, avem următoarea problemă. Zice, da, fă-mi o informare. Zic, dar eu n-am venit fără informare. Făcusem un rezumat pe jumătate de pagină, am lăsat-o acolo. Luni seara, cum vă spuneam, joi, ordin de ministru. Mi s-au luat atribuțiile. Dacă aveți ce face. Probabil că dacă da, da, ce face. A fost asta o problemă din punct. Dar știți care e marea problemă vis-a-vis de această diferență de preț? Sunt microhidrocentrale și centrale care au probleme cu deversarea controlată, adică au unele dintre ele chiar porți sudate. Adică lipsa banilor de investiții. Eu înțeleg că trebuie să facă profit. Sunt perfect de acord că sunt fonduri de investiții care fac profit prin hidroelica. Perfect de acord. Bă, fraților, dar uitați-vă un pic și la poporul ăsta. E, și dumneavoastră, acum aveți pretenții. Eu am. Așa, aveți pretenții. Sunteți un plimbăreț. Îmi place să merg pe jos, e adevărat. Mergeți pe jos. Sunteți viitor candidat, o să vedem unde și cum. Ce vă place și ce nu vă place, l-am întrebat și pe Niță ieri, în Piatra Neamț. Ce îmi place în Piatra Neamț? Îmi place orașul în mod deosebit. Domnul Bălănescu, nu vă ascund, într-o anumită perioadă a vieții mele, puteam să mă mut ajutat și de tinerețe în orice colț al lumii. Ca oricare dintre noi, mai mergem și într-o excursie și în altă parte. Domnule, iubesc acest oraș. Eu, ca om, sunt un om normal. Sunt un om normal care îl iubește. Nu pot să vă definesc acum de ce. Dacă mă întrebați acum strict, băi, de ce îl iubești? Îl iubesc pentru că îl iubesc, nu știu. Dacă îl văd. Și îl iubesc în mod deosebit. Copiii mei, am doi băieți. Băiatul cel mare putea să plece oriunde. Este și ajutat de un IQ destul de mărișor, nu mai contează. Și mi-a spus, tată, iubesc acest oraș. Merg, mă plimb, plec și eu într-un city break sau unde plec. Când ajung, mi se pare că nicăieri nu-i ca acasă. Mergeam la minister și în momentul în care ajungeam în teritoriu, mi se părea că nicăieri nu-s ca acasă. Acasă vin Piatra Neamț. Ce nu-mi place? Ca fond general, am sentimentul unei nepăsări în relația cu oamenii. Eu merg printre oameni, ajung printre oameni. Din lucrul ăsta, din colaborarea și din interacțiunea cu oamenii mă hrănesc. Și nu o spun declarativ. Am și eu momente, ca oricare dintre noi, în care mai cădem, să spun așa, din motivație. Ca să mă remontez, îmi iau păpucii de plimbăreț în picioare și iau pe străzi și mă întâlnesc. Și cu tanti Ilana, și cu moșilie, și cu domnul director, și cu doamna de la Casa Scări. Și atunci, în interacțiunea... Și stau oamenii de vorbă cu dumneavoastră, vă cunosc. Foarte mulți. Am fost acum 2 săptămâni pe Casa Scării, undeva pe Traian. Primele apartamente au fost ușor timide, din punctul meu de vedere, în sensul că nu... Adică v-ați dus, ați bătut la ușă... Doamne, am venit să mă prezint, sunt Panaite Vasile. Și vreau să... Peste 60% din oameni, când apăsam, sunt Panaite. Dar vă știu, domnul Panaite. Putem merge în piață, putem merge oriunde. Am o relație foarte, foarte, foarte bună cu oamenii. Extraordinară. Asta mă face să mă simt eu. Eu fără oameni nu sunt eu. Dacă mă așez într-un birou să lucrez într-un turn de fil, deci nu mă interesează. Bun. Primul meu slogan, copil fiind, nu știam ce să invit. Am fost primul primar care și-a pus afiș în județul Neamț cu tricolorul pe el. Acum, 2004. Acum nu mai ai voie, nu? Da, nu ai voie, da? Nu știu. Îl vede în suflet măcar. Da. Dar am spus dintre oameni pentru oameni. Fără această sintagmă nu mă regăsesc. Bun. Deci mi-a spus că a sesizat o oarecare nepăsare, da? O nepăsare la dorința oamenilor, domnul Bălănescu. În mod normal, o administrație corectă din punct de vedere uman și din punct de vedere administrativ, n-ai voie să spui, e proiectul meu. Eu cum văd lucrurile? E proiectul vostru, necesitatea voastră, o transformă în realitate prin viziunea mea administrativă. Eu nu pot să iau... Vă întreb acum, credeți că oamenii în momentul acesta...
Au nevoie imediat de o pistă de aeroport undeva pe calea Romanului? Nu. De aeroport, sigur, nu. Atunci, dacă este viziunea mea, este una corectă? Nu. Eu trebuie să văd ce au nevoie oamenii inițial. Domnul Bălănescu, nu vreau pe nimeni. Și iertă-mă Dumnezeu, suntem în prima săptămână a postului. O spun ca om. Bunica mea, o femeie simplă de la Cracăul Negru, îmi spunea în felul următor, când îi povesteam despre altul mai evoluat decât mine, să spun așa, din punct de vedere material, și spuneam, bă, mamaie, ăla are covor. Și bunica mea, o femeie simplă, mă lua de mână și mă ducea în casă și mi-arăta țoala e de cordele și îmi spunea, bă, mamaie, cordica e albă, la mine în casă e albă. Bunica mea, sâmbăta se spăla pe păr, își punea, scotea dintr-o ladă în care ținea busuioc și își punea haine noi. Bunica mea își mătura de 2-3 ori pe săptămână și avea 80 de ani curtea. O ajutam și noi, adevărat, ca nepoți. Măcar curățenie. Și folosea și leșie. Folosea leșie și avea un pieptăn de la de lăută. Și undeva după ora 4 avea un păr lung, mamaia mea, și stătea pe prispă, pe cerdac, cum îi spuneam noi. Apropo, fac o paralelă, un fost stareț, spre rușinea mea, nu mai știu cum îl cheamă, de la o anumită mănăstire, a fost refugiat și stătea și îmi spunea bunica că sub prispa ei de lut își făcea rugăciunile. Și ea stătea pe prispa aia și avea niște trepte din lemn. Am și o fotografie, îmi pare rău că n-am azi-o. Stătea și își pieptăna părul și își dădea cu gaz ca să-i strălucească părul. Asta înseamnă curățenie, asta înseamnă să fii gospodar, asta înseamnă să fii conectat. Așa văd eu lucrurile. Dacă sunt defect, îmi asum. Sunt defect în a fi un om gospodar. Bun. Unde veți candida? La Piatra Neamț. Din partea cui? Din partea oamenilor. Din partea oamenilor. Dacă să mergeți din partea oamenilor, trebuie să Alianța aveți un vehicul. Alianța pentru Neamț de centru dreapta. Care e stadiul? În pronunțare. În pronunțare. Ce s-a întâmplat? A fost, dat o știre. În primă instanță. Am dat o știre. Am colaborat cu o firmă de avocatură celebră în România. Celebră. De ce? Am ales ca să nu avem sincope. Am zis, domnule, după ce a trecut faza de contestație, am zis, ok, s-a rezolvat treaba. În fond s-a judecat această, cum îi zice, speță. Judecătorul n-a avut nimic de comentat pe statut, pe program de guvernare, pe tot ce înseamnă organizare. Mi s-a părut normal să introduc o inimă cu o cruce pe ea. Deci așa am fost motivul. A fost efectiv ideea mea, a nimănui altcineva. Și procurorul de caz a zis, domnule, sunt însemne cu caracter religios care trebuie să extrase. Eu am zis, prin avocat, am zis, da, domnule, o să extragem acum, ca să nu avem. Ce, da, dar procedura spune că trebuie să respingem. M-am luat de tot ce înseamnă casă de avocatură, am zis, domnule, nu e normal să faci așa. Zis, domnule, dar gândiți-vă că a fost un noroc. Putea să treacă în primă instanță, să facă contestație, să respingă în apel și atunci nu mai avea nicio altă cale de atac. Mi-a dat, într-adevăr, în formă accelerată drept la apel. A rămas în pronunțare. Noi din acea zi am făcut modificarea. N-am scos doar crucea, am scos și inima. Și nu avem. S-a rezolvat și problema cu semnăturile? Pe contractul de împuternicire, nici noi și nici avocații a fost pentru premii, în premieră, pentru că în momentul în care faci un contract de reprezentare, semnezi contractul. Procurorul a solicitat inclusiv pe ce însemna documentele de înaintare, pe fiecare pagină să fie semnate și de către noi. În aceeași zi s-a rezolvat. Există vreo șansă ca la apel să respingă? 5 minute a durat. S-au făcut modificările de acord. Acum, ce să vă spun? În mod normal, 99,99% în perioada, trebuie să nu fie nici cea mai mică problemă. Bun. Ați fost scurtat în perioada asta de partide? Da. De nenumărate. Păi hai să vedem. Cu o parte din ele nu vă ascund, vom face alianță. Cu o parte din ele vom face protocol de colaborare și de susținere nominală, adică vor avea liste de consilieri, adică, și respectivul partid îl va susține pe Panaite. Eu zic așa, vine Panaite cu alianța pentru Neamț, se duce la PSD și vine domnul Harpa, spune, noi îl susținem pe domnul Panaite. Poate la fi o variantă, de ce nu? Nu pe Adrian Niță. Nu știu, asta nu știu, dar pot fi. Eu am spus că anumite partide și-au arătat disponibilitatea colaborării și nu puține partide. Deci putem exclude două dintre ele, PNL-ul că și-a anunțat candidat. PNL-ul și PSD-ul. Da, nimic nu e exclus în România. Până în 2009 spuneam că niciodată PDL-ul nu va face alianță cu PSD-ul. Din acel moment n-am mai spus absolut nimic. Bun, acum pentru stabilitate faci orice. Da. De stabilitate. În anumite momente ale vieții mele am zis că mai jos nu se poate. Uite că viața a demonstrat că se poate și mai jos. Bun. Întrebări vin de la oameni. Ce schimbări credeți că ar trebui făcute în primărie în privința personalului?
Cu marea majoritate a personalului din primărie, cu marea majoritate, țin legătura în ce sens? În sensul în care orizontul de așteptare a populației, sociologic vorbind, nu este mai mare de 6 luni. Nu ai timp să te duci să te, cum să vă spun, să intri într-o baie călduță de administrație, să te documentezi, eventual să faci anumite evaluări, să faci anumite valorificări. Nu! Când ai intrat, ai intrat din prima zi în plug și în brazdă. Și vă spun în premieră aici, Panaite Vasile, în momentul în care va intra în campanie electorală, va avea un program de nu știu câte puncte, nici nu are importanță. Dar va fi probabil unul dintre puține candidați, cel puțin anterior vorbind, probabil că primul, în care voi pune și termene. Și vă rog din suflet să mă credeți, că îmi dau demisia dacă nu le aduc la îndeplinire. Termene rezonabile în ce sens? Cu dată fixă. Cu dată fixă. Domnule, dacă nu reușesc să fac curat până pe data de în Piatra Neamț curat, în sensul de... Eu nu vreau să fac atingere la nicio societate, la niciun director, la nimeni. Totul va fi performanță. Vă rog din suflet să mă crezi în ce sens. Nu vreau să mă consider un partid, vreau să mă consider un grup de oameni profesioniști care să facem lucru și să facem treabă. Domnul Bălănesc, când am intrat la Dragomenești, eram un puști. Dacă nu reușeam să confirm, toți ceilalți tineri de jur împrejur n-ar mai fi avut nicio șansă. Am 53 de ani în toamnă. Mulțumesc. Vă mulțumesc asemenea. Dacă nu reușesc să confirm, înseamnă că am compromis posibilitatea unui reprezentant al oamenilor, nu a unui partid, să arate că poate face treabă. Și știți pe ce mă bazez? Pe susținerea lor, a oamenilor simpli. Veneam la dumneavoastră, încercam să-mi plătesc tichetul de parcare, au trecut 2 oameni și a zis, domnul Panaite, succes în continuare. Eu ce pot să le răspund acelor oameni decât că sunt alături de ei? Ați plătit tichetul cu jumătate de oră reducere, nu? Nu, am plătit 4 lei, nu știu pentru ce mi-a luat pe oră, dar nu mai contează. Apropo, la Piața Obor, când m-am documentat, este 2,50 lei. Da, dar ia la București, n-au nevoile noastre. N-au reușit să ajungă, am înțeles. N-au nevoile noastre. Posibil. Deci... Am fost printre primii care am luat, dacă, nu știu, e posibil să vă amintiți, e posibil să fi întâlnit informația aceasta, în februarie când s-a desființat cu parcările, am fost primul care a spus, atenție, schimbați ceva nepunând altceva în loc. Drept dovadă a venit Curtea de Conturi și de în ce știu există o măsură de recuperare a unor bani. Vă spun acest lucru pentru că țin legătura. Măsură de recuperare unor bani de la populație. Nu, măsura este, nu. Măsura este pe ordonatorul principal de credite în această măsură și pe aparatul propriu. Eu sunt curios cum o să se descarce niște lucruri când o să vină și o să zică, băi, din... eu pot înțelege și eu am avut măsuri de recuperare a unor sume când eram primar. Dar nu erau, erau din neștiință, din neștiința fenomenului, pentru că nu puteai să ții ritmul evoluției cadrului legislativ. N-aveai cum, pentru că nu aveam aparat. Eram, știți câți funcționari eram la Dragomești? Între 9 și 13. Întâmplător știu. Da, între 9 și 13. Adică nu eram, dintre care doi erau casieri. O să mă întrebați de ce doi casieri la sume atât de mici. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că erau foarte mulți în vârstă care veneau cu un istoric. Nu așteptau ghișeu.ro, așteptau pe casier să vină la el la poartă. Și cum îl așteptau? Nu neapărat pentru bănuția. Dom'le, era un mod de viață pentru el. Știa că mi-a venit casierul la mine la poartă. Mai avea acel 5 minute în care primea și informația. Băi, ce mai e pe la voi, pe la primărie? Păi mai e aia, mai e aia. Pentru că niciodată, dar niciodată, în cei 15 ani, 14 ani și ceva de primărie, nu am văzut un om să vină să spună, băi, am venit doar ca să mă uit ce-i la voi. Veneau că aveau nevoie. Și, dacă, și încă un lucru pe care poate fi verificat, niciodată nu am avut așa închisă. Niciodată. Ușa era larg deschisă, îl vedeam. Și am mai creat acolo un spațiu, aveam o canapea unde de foarte multe ori stăteam de vorbă cu ei de la egal la egal. Nu le cream acea senzație de superioritate, pentru că nu eram superior lor. Bun. Piatra Neamț este un oraș care are multe probleme. Unele moștenite, eu asta cu moștenire. Altele rostogolite, altele vor apărea. Așa. Te duci să candidezi la Piatra Neamț. Te mână, cum a spus dumneavoastră, dragostea de oraș, de oameni, de asta. Totuși, în momentul în care vii să administrezi un asemenea oraș, ai nevoie de o echipă și de un consiliu local. Ce face Vasile Panaite dacă cu alianța domniei sale câștigă primăria și obține, să spunem... 7 mandate. Nu, 23. Eu zic 3. 8. Eu zic 3. În 2004... Din 11 consilieri am avut 4.
La Dragomirești. Da, și nicio hotărâre de Consiliu se poate verifica, niciuna respinsă. Niciuna. De ce? Pentru că am avut tot timpul un dialog deschis, lăsând deoparte asperitățile politice. Bun, da. Ați domnul văzut câte răutate există. Domnul Bălănescu, e adevărat. Dar vine nu pot șeful fi de partid și spune, nu pot fi condis. Nu pot fi condis de așa ceva. Punct. Am întrebat la un moment dat un sociolog, pe care îl cunosc foarte bine, zic, bă, de ce a fost asperitatea asta vis-a-vis de mine în acea poziție? Și bă, pentru că tu nu ești un pion simplu, căruia să-i se dea un telefon, chiar dacă hotărârea de Consiliu nu este dumneavoastră, bună? Nu dumneavoastră, aici e marea problemă. Nu asta e problema. Cine este președinte de organizație? Panaite. Punct. Este un element pe care mi l-am dorit să-l pot gestiona. Să nu vină altcineva, nu, să spună consilierilor mei, obținuți în echipa totală. Ai dumneavoastră, e simplu. Vin 5 consilieri, să spunem, de la un alt partid și devin balama în Consiliul Local. Da. Și șeful de partid respectiv le dă ordin să voteze împotriva. Le dă ordin să voteze așa, de-al naibii, împotrivă. Dacă votează de-al naibii, de-al naibii vor conduce. În ce sens? Voi ieși și voi face public de fiecare dată. Nu va exista... Domnul Bălănescu, este un mod de lucru al meu. Nu va exista investiție de sine stătătoare să nu fie comunicată oamenilor din zonă. Vă rog din suflet să mă crezi, dacă există o investiție pe Aleea Plaiului, și mă duc și le dau la fiecare om în parte. Dom'le, la cinematograf ne vedem luni și marți seara de la ora 5 la ora 7, eu vă aștept. Că vine un om, că vine 100, că vin 50. Mers cu tot aparatul, adică economic, tehnic, proiecte. În momentul în care l-ai obținut, cine a câștigat licitația? Domnul X. Nu există diriginte de șantier mai bun decât locatarul. Și aici atingi două lucruri. O lucrare foarte bine făcută și evitarea unui timp scurs ulterior pentru a răspunde reclamațiilor. Dacă tu le rezolvi din punct de vedere tehnic la maxim, n-ai cum. Revenim la cealaltă. Nu mi-aprobă un element, da? Un segment din Consiliu. Eu nu cred că sunt, în Piatra Neamț, sunt consilier de la toate partidele politice, inteligent, emoțional și fizic, încât un proiect foarte bine fundamentat să-l respingă doar de dragul că trebuie să răspundă unui domn care e vremelnic. Eu aici îmi permit să vă contrazic. Vă rog. De ce? Pentru că am trecut prin asemenea lucruri. În ultimul timp avem o încrâncenare. Se vede. De aceea dusă la extrem. La extrem. Deci astăzi vom avea probabil un nou viceprimar. Așa m-au zis și eu. Așa, deci așa se spune. O să vedem și care este motivația de renunțare a actualului viceprimar. Nu știm care din cei doi, dar putem bănui. Așa. Va fi din nou un vot din acela rapid și cu în forță, ceea ce va crea alte disensiuni în Consiliul Local. Bine, avantajul va fi că există o majoritate acum și nu se mai pune. Pericolul, din punctul meu de vedere, a acestor ședințe de îndată este că creează un precedent periculos. Prin definiția sa, o ședință de îndată și nu e o parte a nimănui. Asta e extraordinar. Nu-i cazul. Eu am zis idee. De îndată trebuie să ai caracterul de îndată, caracterul de urgență. N-am folosit niciodată acest instrument. Niciodată. Cât am fost primar și când îl vedeam la prefectură, pentru că la prefectură doar un anumit eșantion din hotărârile de Consiliu se supun controlului de legalitate. Doar un anumit eșantion sau dacă la solicitarea expresă a unei entități se poate face control de legalitate. Dar în momentul în care observam ședințe de îndată, mă aplecam mai serios asupra parcurgerii textului lor și a nevoii de urgență. Nu, o parte din ele nici n-am avut în perioada aia, pentru că știau. Adică te duceai la Panaite să-i vinzi gogoși și era mai greu. Bun, acum, nu vă plac ședințele de îndată, nici mie nu-mi plac ședințele de îndată. Da, dacă are caracter de urgență, asta este. Una e să ai un termen pentru un proiect și să-l prinzi neapărat. Dar și acolo sunt niște chestiuni de discutat. De ce? Da, și de ce nu? De ce ai stat până în momentul în ultimul ăla? Moment. Ca să, nu cumva, ca să prinzi într-o ședință niște indicatori tehnici cu economici mai mari decât în alt, în alt moment. Așa, și să nu mai poată să spună nimeni nimic de ce 600 de milioane pentru un spital și nu 400 sau nu 300. Am dat un exemplu absolut aleatoriu. Așa. Și eu sunt împotriva acestor ședințe de îndată. Pe mine însă mă interesează de la
Vasile Panaite, care ar fi măsurile de îndată, da, de luat în Piatra Neamț, dacă ați ajunge primar? Măsurile de îndată. Măsurile de îndată. Prima dată curățenie. Prima și mată curățenie aș face în oraș în prima săptămână. În al doilea, moment, la piața de la, la podul de la piață avem 2 cu 1, da? Bretele. Pentru a fluidiza traficul pe variantă, se adaugă a patra bandă. Imediat. O să întrebe toată lumea cum. Alături de cealaltă. Cum? Pe buget local. Cum? Cu bani justificabili și de bun simț. Există structură metalică, ai venit în câteva săptămâni, ai reușit să faci. La Dragomirești, 6 km. E adevărat, nu cu traficul de acum. E adevărat, nu la dimensiunea asta. Dar în 6 luni de zile a fost și apa, și canalizarea, și modernizarea de drum făcute pe 6 km. Alegerea unor competitori economici viabili și solvabili. În ce sens? Și iarăși ce văd niște lucruri. Pentru a face parcări, nu, pentru a scoate din regimul spațiului verde, sunt niște condiții, da? Există acel registru al spațiilor, da, verzi în care trebuie să îndeplinim niște procedură. Condiții. Da, dar lucrările de interes public, local, județean și național nu se supun acestei rigori. Când eram micuț, aveam un vecin, avea o Dacia roșie. N-am să o iau niciodată. Dar visul meu era să mă lase să mă țin de acel volan. Să mă joc de mașina, pentru că nu aveam posibilități de a mă juca, nici de a mă juca de mașina, decât eventual cu un cerc pus pe o cioată. Și puneam două chestii ca să mimez pedalele. Dar puneam două pentru că nu l-aveam pe al treilea. La mintea aia de atunci nu-mi imaginam că două vor ajunge să însemne cutia automată. Ei, mergând mai departe, trebuie să vii în sprijinul oamenilor. Și vă spun, iarăși, spiritul și ideea finanțărilor Uniunii Europene sunt în interesul cetățenilor. Bă, oameni buni, e adevărat, culoare de mobilitate, da? Dar nu poți să transformi lăsându-i 1140 de oameni fără parcări. Nu-mi trebuie minte multă. Mă duc la Buzău și văd cum s-a făcut. O mutat pe mijloc. Și n-au desfințat parcările. Și altele. Iarăși, se va veni destul de curând, probabil, în dezbaterea politică, electorală, și va spune, nu se poate, sunt indicatori. Oameni buni, există dispoziții de șantier, dispoziție de renunțare și necesar. Adică dacă, după un timp, domnul Bălănescu, dacă noi facem un proiect astăzi și se implementează peste 4 ani, condițiile realității nu mai sunt aceleași. Noi suntem în 2024 și discutăm proiectul niște proiecte 2017, 2018, 2016. 2016, da. Iar gândirea a fost probabil prin 2015. Mă, oameni buni, haideți să le gândim și să le aducem în faza. Comisia Europeană nu vine. Vă dau un exemplu. Am băgat apă și canal în Dragomirești și aveam racord la fiecare locuință din magistrală. Între timp a fost acea modernizare DG-208 de la Hanu Ancuței la Girov, care s-a semnat la Dragomirești, apropo, și n-am mai putut să tăiem acel asfalt. Ce puteam să fac? Lăsam o arteră întreagă fără apă. Vezi, domnule, că nu putem, pentru că așa a fost gândit. Nu, ne-am dus frumos cu memoriu, am justificat, am făcut dispoziție de renunțare pe toate acele racorduri, pe toată zona aia, pe vreo 3 km, după care am venit cu dispoziție de șantier, am făcut subtraversare cu forare, ne-am dus cu magistral și am făcut racordurile pe aia. N-am modificat indicatorii tehnico-economici în ansamblul lor. Îți permite legea. Și știu ce spun, n-am implementat un singur proiect. Mult mai multe. Eu cred că este nevoie de o consultanță serioasă pe fiecare proiect și pe fiecare proiect specializat. Adică, eu știu, există aparat și oameni buni în primărie, îi cunosc. Au fost oameni într-o perioadă și mai buni. Dar nu contează, asta e altă poveste. Este adevărat că pentru a accesa și a face un punctaj maxim, trebuie să faci ușoare compromisuri. În ce sens? Comisia Europeană dă niște norme nu de fiecare dată pliabile și pe situația din teren, la fiecare particularitate a sa. Dar asta nu te obligă ca ulterior să nu vii cu niște memorii de justificare. Vă dau un alt exemplu. Când am făcut pe 3.2.2 pe componenta aia de 2 milioane jumătate de euro. Un minut. Aveam un rezervor. Inițial, Comisia Europeană aproba rezervoare de 100 de litri, de 100 de metri cubi de apă. Și a zis, băi, dacă îl situez acolo, pentru mine va fi o prelungire. Nu va fi acum. Și drept dovadă, în 2 ani am reușit să obțin altă finanțare. Și l-am proiectat de 250. A venit și m-a întrebat, de ce?
Ba, mai mult am fost și la DNA să explic că la a doua investiție, de ce nu am rezervor? De unde fac apă? Și zic, bă, oameni buni, cu banii care aș fi dat pe încă un rezervor, am făcut lungire și am făcut mai multă rețea. N-a avut nimeni jos pălăria, mi-a strâns mâna și a plecat mai departe. Deci nu te obligă nimeni să nu respecti indicatorii tehnico-economici în ansamblul lor ca bugetare. Și ca dar nu să fii așa. Niciodată. Și vă promit că nu voi fi un om cu ochelari. Ne oprim aici cu emisiunea. Trebuie să spun niște lucruri. Unu, că domnul Vasile Panaite va mai fi invitat cel puțin într-o emisiune în care vom discuta niște aspecte concrete la care aștept răspunsuri de la domnia sa. Doi, să reținem că domnia sa era la mediu când a reintrodus-o în circuit pe doamna Codruța Leaua, care a câștigat pentru România în mod neașteptat, din câte am înțeles, nu s-a așteptat nici măcar guvernul. Și să mai vorbim de alții care informează guvernul, procesul cu cei de la Gabriel Resurs. Da. Și că domnul Panaite va candida pentru primăria Piatra Neamț, așteptăm să vedem dacă îi va fi validat formațiunea politică propusă, dacă nu, probabil că va găsi o altă soluție. Noi consemnăm încă un personaj care se va bate pentru primăria Piatra Neamț, alături de Adrian Niță, Andrei Carabelea, domnul Băltop, parcă de la SOS, și nu mai știu, la AUR, încă nu se știe. Probabil că încă se mai gândesc dacă merg cu propunerea pe care au anunțat-o ceva, într-un fel oarecare, domnul Loredan, parcă, sau ceva de genul ăsta. Și va fi o competiție interesantă. Producția de popcorn va crește, probabil, destul de mult în perioada următoare. Noi suntem aici, încercăm să vi prezentăm pe toți așa cum de fapt se prezintă ei, cu experiența lor, cu povestea lor de viață. Acestea fiind zise, mulțumim de participare, mulțumim de răbdare. Și eu vă mulțumesc din suflet. Să ne vedem sănătoși. Și dacă e spre binele meu și al oamenilor, să fie. Și am înțeles, numai bine. Cele bune. Vă mulțumesc.